Fostul primar al orașului Hațeg, PSD-istul Nicolae Timiș, a pierdut și în acest an lupta pentru primărie, fiind învins de liberalul Marcel Goia. Însă, potrivit cotidianului Glasul Hunedoarei, la ședința festivă de constituire a Consiliului Local Hațeg, Timiș a avut la propriu o luptă corp la corp cu un mai vechi adversar de-al său, omul de afaceri Gheorghe Răileanu. Biroul politic PSD Hațeg s-a întrunit de urgență în aceeași zi și cu unanimitate de voturi s-a decis excluderea lui Timiș din PSD Hațeg. Decizia finală o va lua biroul executiv județean la care a fost înaintată propunerea de excludere. Nicolae Timiș declară că PSD a avut numai de câștigat după venirea lui în partid și speră ca cei de la județ să respingă cererea de excludere din PSD. Eu le-am adus 8 consilieri în Hațeg. PSD avea, până să vin eu în partid, doar câte 2 consilieri locali în fiecare mandat. Sper ca biroul executiv județean al PSD să judece corect propunerea de excludere și să o respingă, a mai declarat Timiș pentru Glasul Hunedoarei.